Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi vreau să vă vorbesc despre uh, tehnica de manifestare sau materializare conform cărții Jocul vieții și cum să-l joci de Florence Scovel Shin. Am promis câtorva abonați de mei că voi veni cu un soi de rezumat la cartea pe care am tradus-o. Pentru cei care v-ați abonat recent pe canalul meu sau pentru aceia dintre voi care urmăriți acest material fără să fiți abonați, uh, cartea despre care vorbesc este Jocul vieții și cum să-l joci de Florence Covelșin, pe care o puteți găsi integral lecturată de mine pe acest canal de YouTube. Uh, cartea se referă, după cum foarte bine știți mulți dintre voi, la cum să materializăm sau să manifestăm orice dorință din viața noastră. Cum să o atragem din sfera virtuală a dorințelor noastre în plan material. Cum să manifeste o casă, cum să manifeste o mașină, cum să manifeste un job perfect sau cum să manifeste o relație perfectă. Și vă asigur că. Rata de aplicabilitate a, acestui, a acestei tehnici este de 100%. Este constatată pe pielea mea. Eu duc o viață în care am constatat că absolut tot ce fac este o manifestare, chiar dacă manifestările unele dintre ele sunt rele sunt rezultatul unei gândiri defectuoase. Ca să nu mă îndepărtez de la subiect, cum am tendința să o fac, vreau să vă spun care sunt etapele acestui material. În prima fază vă voi vorbi despre anumiți pași premergători de care trebuie să țineți cont înainte de a face orice materializare, orice manifestare, orice proces de manifestare. În al doilea rând, vă voi spune în ce constă procesul de manifestare și anume în doi pași dintre care voi trebuie să faceți, să parcurgeți doar unul și în al treilea rând vă voi vorbi despre care sunt urmările după ce veți aplica procesul de manifestare și care este condiția primordială pe care trebuie să o îndepliniți ca la carte pentru ca materializarea să fie de succes 100%. Voi începe, deci, cu pașii premergători acestor materializări. Pentru început, Veți avea nevoie de ceva ce foarte lum multă lume va considera că este de la sine înțeles, că este ceva foarte simplu și foarte ușor, dar este mult mai profund de atât. Primul pas este cunoaște-te pe tine însuți. Este un îndemn vechi de la grecii antici pe care îl veți regăsi și la filmele moderne precum Matrix, îl veți găsi și în Biblie. Este un îndemn universal de care nu foarte multe lume ține cont. Pentru că, ce înseamnă cunoaște-te pe tine însuți? Foarte multă lume zice, păi numele meu este Alina. Când, când îi întreb, cine ești? Nu te-am întrebat cum te numești, dar cine ești? Următorul pas ar fi să vă spun, păi sunt medic sau sunt inginer sau sunt contabil sau sunt economist sau corporatist. Nu te-am întrebat ce profesie ai, dar cine ești? și vor continua cu tot felul de lucruri pentru că îmi place culoarea albastru sau îmi place să schiez. Ăla este hobby tău. Cine ești cu adevărat? Nimeni nu va ști să vă răspundă la această întrebare dacă nu are măcar un minim nivel de conștiință deschis spre sfera spirituală, să spunem. Dar, pentru aceia dintre voi care nu cunosc răspunsul la această întrebare, nu mă refer la cei care sunt, nu știu, deja în această lume a spiritualității, care știu răspunsurile, mă refer la aceia care nu știu să răspundă la această întrebare, pot afla treptat cine sunt în momentul în care vor identifica ce le place și ce nu le place, ce vor și ce nu vor de la viață. Ce uh, știu că sunt ei în acest moment ci ce și ce își doresc să devină? Uh, care este forma perfectă a ființei lor? Da? Uh, în momentul în care lucrați să triați între aceste lucruri, să definitivați cumva care este personalitatea voastră, creați practic niște bariere prin care voi vă delimitați de restul lumii. Da? Nu vă mai contopiți cu ideile părinților voștri despre voi, nu vă mai contopiți cu ideile familiei voastre despre, nu știu, ce carieră ar trebui să îmbrățișați, nu vă mai contopiți cu părerea șefului vostru despre voi sau cu părerea prietenilor voștri despre voi. Ce ci aflați cine sunteți cu adevărat în intimitatea casei voastre? Și un exercițiu foarte simplu pentru asta este pentru oricare dintre voi Uh, cum vă comportați voi când sunteți complet singuri în casă, când nici măcar cățelul vostru sau pisica voastră nu vă vede? Cum vă comportați și cât de diferită este acea persoană față de cea pe care o afișați în public? Mulți dintre noi care suntem foarte ordonați, ne pieptănăm părul, ne machiem, ne aranjăm, ne uh, îmbrăcăm o haină frumoasă, în momentul în care suntem foarte singuri în casă, adică când suntem complet singuri, pardon, ne trezim că umblăm în pantaloni de pijamale urâți, rupti la genunchi, cu șosetele, cu cartofii pe afară, cum spuneam noi în copilărie. Poate că ne-am și zgârmat pe față și avem niște răni. Poate că bem din același pahar, deși nu l-am plătit înainte. Și asta relevă foarte, foarte multe lucruri despre personalitatea noastră ascunsă, în timp ce în exterior încercăm să părem impecabili. Nu vreau să insist pe acest subiect, fiecare trebuie să-și definească singur, prin căi proprii, cine este cu adevărat, dar vă asigur că în momentul în care dacă mama voastră vă îndeasă o plăcintă în gură și nu puteți să-i spuneți nu, atunci nu știți cine sunteți. Dacă voi știți cine sunteți și ziceți, bă, cu această plăcintă extra o să mă balonez, o să mă îngraș, așa că nu o vreau, te poți delimita și poți să știi mai bine cine ești decât acum o secundă. Dacă vine șeful vostru la voi și vă spune, preia și această sarcină, deși sunteți deja cocoșați de muncă, deja aveți niște deadline-uri cu familia, trebuie să duceți copilul la grădiniță sau la școală peste câteva minute și nu mai aveți răgați, dar nu puteți să refuzați, înseamnă că nu știți cine sunteți. Pentru că nu v-ați delimitat bariera personală, nu știți până unde îi permiteți celuilalt să vă invadeze intimitatea. Acestea sunt doar căi simple prin care puteți să, să descoperiți așa cine sunteți. Dar las greul pe umerii voștri pentru că fiecare cale trebuie să fie foarte, foarte personală. Așa că nu vă pot dicta eu pas cu pas ce trebuie să faceți. Eu vă spun care sunt pașii unei materializări eficiente și când mă refer la eficiente este cea de 100%. Da? Al doilea pas premergător înainte de procesul de materializare este să ne eliberăm de Credințele autolimitative. Pentru cei care nu știu ce înseamnă acestea, sunt blocaje mentale, negativitate, neîncredere, neîncredere de sine chiar, nu știu, tot felul de limitări pe care vi le autoimpuneți. Spre exemplu, în materializări, foarte mulți oameni, să spunem, își doresc mașini. Dar, Mulți dintre noi avem diferite credințe despre mașini. Dacă în copilărie, pe când eram cu părinții mei, am trecut printr-un accident de mașină, pentru mine mașina înseamnă ceva de care mă tem, da? Oricât de mult îmi supun eu creierul uh, unor vizualizări sau unor afirmații pozitive, vreau mașina aia, vreau mașina aia, vreau mașina aia, subconștientul meu care este înspăimântat și blocat de frica de mașini va anihila întreaga dorință. Este ca și când avem un tren cu două locomotive, unul într-un capăt și unul în celălalt, unul trage hăis, unul trage cea și trenul nu mai pleacă din gară, da? Deci manifestarea devine blocată, nu poate merge în absolut nicio direcție. Dacă eu, spre exemplu, îmi doresc să manifest relația perfectă, dar în trecutul meu, părinții mei au divorțat, sau au avut conflicte majore în fața ochilor mei, și mi-au traumatizat copilăria prin felul în care am observat eu că decurg relațiile, oricât de mult mi-aș dori un parteneriat cu cineva în viața asta, indiferent cât de bun este omul ăla, poate să fie și Dalai Lama, poate să fie un om fără de păcat, fără de nicio greșeală, relația nu va merge pentru că un capăt va trage într-o direcție al trenului și uh, celălalt capăt în altă direcție, iar trenul nu se mișcă din gară. De aceea, ca trenul să poată înainta către dorința voastră, trebuie să eliberați blocajele mentale. Blocajele mentale pot fi cele care au fost instalate de părinții voștri sau de apropiații voștri în copilărie, când voi erați foarte puri și foarte senini și de bea începuseră să descoperiți ce este viața asta și cu ce se mănâncă și v-ați uitat cu foarte multă încredere la cei mai apropiați oameni din preajma voastră, fie că erau părinți sau îngrijitorii voștri pentru aceia dintre voi care ați fost orfani. Dacă ați văzut că ei, spre exemplu, vorbeau într-un anume fel despre bani, Puneți mâna pe o foaie de hârtie și notați care erau credințele părinților voștri despre bani. Păi, tata spunea că, spre exemplu, este exemplu personal, că numai uh, bogătașii sau numai hoții au bani. Pardon, nu bogătașii, hoții au bani. Uh, că trebuie să muncești o viață întreagă și să nu ai de niciunele. Sau că banul la ban trage și păduchia la țigan. Da, vorbe din astea românești în care practic se anulează orice posibilitate ca un om normal cu caracteristici normale și care are un job normal să se poată îmbogăți vreodată. Deci el anihila prin aceste dorințe. Prin aceste cuvinte anihila toate dorințele. Eu copil fiind mă uitam în gura lui mama, în gura lui tata și tot credeam lucrurile pe care ei le spuneau pentru că orice copil îi privește pe părinții lui ca pe niște zei, da? Tot ce spun ei este sfânt. În cazul în care nu înțelegem că este sfânt, atunci ne bat ei și ne spun tot ce ți-am spus eu este sfânt. Așa că ne încărcăm creierul cu niște credințe care nu ne aparțin. Dacă este vorba despre mașini, care erau credințele părinților mei despre mașini? Dacă vorbim despre relații, care erau credințele lor mei despre relații. Notați-le pe o foaie de hârtie punct cu punct, pas cu pas, atât cât vi le amintiți, după care faceți acest proces de eliberare mentală. Intrați într-o stare ca de meditație, dar vă așezați așa într-o poziție foarte relaxată. Fie stați turcește, fie stați pe scaun cu picioarele pe pământ și cu mâinile în poală și începeți să respirați, să inspirați, să expirați, să vă liniștiți, să vă relaxați umerii. Relaxați-vă umerii pentru că acolo atârnă toate poverile noastre, iar credințele autolimitative intră la categoria poveri. Relaxați-vă fruntea sau scalpul și vedeți câtă tensiune aveți acolo acumulată în frunte pentru că sunteți obișnuiți să gândiți cu 3 milioane de gânduri pe minut, toate 3 milioane de gânduri neaparținându-vă vouă și fiind doar vocea mamei voastre sau vocea tatălui vostru din capul vostru și încercați să le eliberați și respirați, inspirați, expirați în liniște și încercați să vă goliți mintea de toate lucrurile grele. Iar în această stare să vă propuneți să vă eliberați de toate blocajele, de toate negativitățile, de toate cuvintele rele care vi s-au adresat și v-au împovărat pe voi ca copii și să spuneți că nu vă aparțin, și să le, să le trimiteți în nimicul de unde au originat, așa cum spune Florence Covelșin. Vă dau un exemplu concret, mă eliberez de toate blocajele și obstacolele care nu-mi servesc cu absolut nimic în existența mea, care nu-mi adaugă absolut nicio valoare, care mă împovărează și care mă blochează din a deveni persoana ideală care vreau să devin sau din a-mi atinge în perfectă armonie destinul pe care l-am pe acest pământ, destinul meu unic pe acest pământ, da? Un fel de afirmație de genul acesta. Uh, nu pot să subliniez suficient că este nevoie ca voi să folosiți cuvintele voastre proprii. Pentru că dacă voi veți folosi cuvintele mele, acestea vor suna abstract pentru copilul vostru interior. Voi trebuie să folosiți un vocabular la care copilul vostru interior rezonează Așa rezonează subconștientul vostru, rezonează la cuvinte pe care el le cunoaște, da? Este un cod personal al vostru. Dacă eu vă spun cuvinte abstracte, credințe autolimitative, eliberează, eliberează în spiritul de credințe autolimitative sau folosesc un limbaj biblic, eliberată voi fi în veci de povara jugului, aceste cuvinte nu vor rezona cu voi. Dacă pentru voi rezonează, mă eliberez de căcaturi, da? Pe românește, mă eliberez de rahaturi care nu mi-aparțin, care au fost puse de alții în creierul meu, pe umerii mei, fără ca să mă ajute cu absolut nimic, nici acum, nici în viitor, le eliberez, le trimit pe apa sâmbetei, le dau în nu știu ce amăsii, da? Folosiți cuvintele care rezonează cel mai bine cu copilul vostru interior. După ce faceți acest lucru, veți simți că vă eliberați. Numai, numai îndepărtarea acestor deșeuri din subconștientul vostru vă face să aveți un corp mult mai ușor, mult mai eliberat. Vă simțiți așa, că aveți energie, că vă pocnesc idei în cap, că vreți să faceți lucruri mărețe. Deja ați făcut, ați rezolvat jumătate din puzzle sau peste jumătate, vă asigur. Deci, primul pas, cunoaște-te pe tine însuți, al doilea eliberează-te de negativitate. Eliberarea de negativitate și cunoașterea de sine merg mână în mână, pentru că dacă eu știu care îmi sunt barierele, știu și care este negativitatea din jur. Sau dacă eu îmi știu care este negativitatea cu care am fost copleșit, știu ce anume vreau și ce anume nu vreau din viața mea, așa că toate experiențele noastre de până acum au fost cu adevărat utile și binecuvântați toți oamenii care au fost răi cu voi sau toți oamenii care v-au făcut să suferiți într-un anume fel, pentru că ei v-au ajutat să înțelegeți ce nu vă place în viață. Da? Este un pas esențial prin care voi aflați ce vă place, aflați cine sunteți, ce vreți, nu vreau să fiu bătut. Prin urmare, vreau să trăiesc o viață armonioasă, vreau să fiu, nu știu, să am un corp sănătos, să nu fie vătămat. Nu v-a plăcut să fiți furați, îmi doresc să fiu abundentă financiar, Știți automat, prin prisma oamenilor negativ din viața voastră, ce vreți cu adevărat să fiți și așa vă autodefiniți. Deci, acestea două merg mână în mână. Când dibuiți uh, negativitatea din voi, începeți să puneți și bariera. Sau, când puneți bariera, uh, lăsați pe din afară tot ceea ce credeți că nu este în interesul vostru și în sfera dezvoltării voastre, în direcția destinului vostru unic. Da? Și al treilea pas în um, premergător în procesul de materializare este. Să identificați care este dorința voastră. Foarte mulți oameni își doresc, domnule, fericire. Dar ce înseamnă fericirea pentru tine? Pentru fiecare om fericirea înseamnă un lucru diferit. Pentru mine fericirea înseamnă să mănânc o felie de pâine cu unt și cu gem și să mă duc la mare. Lucru care pentru un constanțean, spre exemplu, nu este uh, neapărat o, un deziderat, dar o dorință la care să acceadă. Altul care este sărac își dorește să aibă vile de lux. Altul care are vile de lux și se confruntă cu întreținerea lor, zice, domnule, nu mai vreau bătaie de cap. Pentru el asta înseamnă fericirea, să poată dormi liniștit. Și așa mai departe. Așa că oamenii vorbesc de, despre niște lucruri pe care încă nu le stăpânesc. Dar îți definești clar dorința. Vreau o mașină. Vreau o mașină marca X, probabil. Vreau o casă. Vreau să fiu proprietar de case vreau să fiu proprietar de terenuri, vreau să am o relație perfectă, vreau să fiu cu cutare în viața mea, uh, sau vreau jobul X, vreau să ajung CEO, vreau să ajung nu știu ce. Dar orice dorință mai întâi trebuie să o definești. Nu poți să îți definești dorința dacă ești permanent într-o mentalitate de victimă. Foarte mulți oameni spun, uh, Domnule, viața este grea, colegul cu tare mă persecută, șeful e nasol și vorbesc tot timpul despre ce nu le place. Nu-mi place aia, nu-mi place aia, ăla am face așa. Găsiți defecte în partenerii voștri, găsiți defecte în prietenii voștri, găsiți defecte peste tot unde vă duceți. Ăla face așa, guvernul, infrastructura, șoselele sunt în starea în care sunt, primăria nu se ocupă de absolut nimic, etc. etc. Asta este Perpetuarea la nesfârșit a acestei găinării, pe care o numesc roată karmică, în care doar vă plângeți și faceți venting, cum spun americanii, adică doar renunțați sau regurgitați uh, toate emoțiile voastre negative. Recircularea aerului în habitaclu se mai numește într-o mașină, da? Ce recirculați același aer stătut până când vă ia amețeala. Trebuie să deschideți geamul, să intre puțin aer proaspăt, să-l înlocuiască pe cel din interior. Când vă ieșiți din mentalitatea de victimă atunci vă focusați pe soluții. Bine, nu-mi plac toate lucrurile astea. Îmi e clar că nu-mi place la jobul ăsta. Deci, care este soluția? Soluția este că fie plec, fie îl înghit pe șeful. Da? Aveți cel puțin două soluții. În orice situație sunt cel puțin două soluții. Aveți încredere. Dacă partenerul meu mă tratează cu lipsă de respect, există cel puțin două soluții. Discut cu el, rezolv situația, facem niște compromisuri, discutăm, nu știu, stabilim niște reguli sau ne despărțim sau stau aici în relația asta, dar nu mă mai plâng măcar, da? Există iarăși două, trei soluții. Nu mi convine că nu am bani. Bine, care este soluția? Stând în casă și spărgând semințe și plângându-te că nu ai bani, nu ți va rezolva absolut niciodată problema. Așa că va trebui să îți notezi în fiecare zi câteva idei prin care să faci bani. Cum aș putea să fac eu bani? Păi uite, Azi nu-mi vin idei, dar îmi notez pe hârtie ceva complet absurd. Mâine îmi notez ceva puțin mai apropiat de realitate. Până la sfârșitul anului, dacă fac acest proces zilnic cu câte o idee, voi avea 365 de idei, da? Așa că ieșirea din starea de victimă, de mentalitate de victimă, ne va ajuta să definim mai clar dorința. Trebuie să identificați odată care este dorința voastră. Este cel mai important pas în orice materializare. Și acum, deci aceștia au fost pașii premergători, îi mai enumăr o dată pentru că v-am zăpăcit așa cu foarte multă informație. Uh, primul pas este uh, cunoaște-te pe tine însuți, definește-te clar ce vrei, ce nu vrei. Al doilea pas este eliberarea de negativitate, credințe autolimitative, blocaje mentale. Și al treilea pas este să identifici dorința, da? dorința pe care vrei să o placezi în univers. Și acum urmează pasul cel mai important, procesul de manifestare, care este atât de simplu că vă veți lovi cu o palmă de frunte și nu o să vă vină să credeți. Pasul cel mai simplu a fost enunțat în fel și chip, atât în Biblie, cât și în alte cărți, cât și în filme importante ca în Matrix. Cere și-ți se va da! Cere și-ți se va da este îndemnul lui Isus. Bate și-ți se va deschide! Dar câți oameni în societatea din ziua de astăzi știu să ceară cu adevărat? Domnule, sunt atâția oameni care stau la coadă interminabilă, la pașapoarte, la permise, la peste tot și vin așa și se uită cu niște ochi speriați și parcă așteaptă ca tu să intuiești ce vor și ar vrea să-ți spună ceva, dar nu îndrăznesc și stau așa ca au niște copii pe ouă, că altfel nu poți să le spui. Și află, înainte să ajungă la ghișeu, că le lipsea un document. Domnule, întreabă. Domnule, astea sunt actele de care am nevoie. Iată, eu în dosar am hârtiile respective. Oamenii nu întreabă, se țin ori mândri, ori sunt extraordinar de timizi. Că altfel nu pot să-mi explic. Eu peste tot unde mă duc întreb și îmi rezolv multe dintre documentele lipsă înainte să ajung la ghișeu, tocmai pentru că am relaționat cu oamenii. Mă duc și cer informație, da? Cere și ți se va da. Cineva îți va răspunde, nu îți răspunde urâciosul din fața ta, dar va răspunde o duduie care e dornică de conversație. Așa că, dintre acești doi pași, după cum enunță și acest citat. Primul este singurul care este activ. Cere. Da? Omului îi este poruncit doar să ceară. Și ți se va da, este la diateza reflexivă, adică Dumnezeu, Universul, Iisus Hristos, Sursa, cum îl numiți voi pe tot puternicul care a creat tot ce există în lumea asta, în Univers, peste tot, vă va da, da? Deci altcineva vă va da. Primul pas este doar să cereți. Și în această etapă am uh, niște uh, aspecte pe care aș vrea să le subliniez din cartea Jocul vieții și cum să-l joci de Florenț Covelșin uh, și anume, când cereți, renunțați la specificitate. Da? Nu cereți neapărat uh, ceva uh, exact, precis. Vreau merge des clasa C de culoare căcăniu în dungi sau vreau uh, ca să pe strada, nu știu, nu știu care numărul cu tare cu vedere la mare. Sau vreau să fiu în relație cu individul, nume și prenume de o vârstă cu mine. Nu puteți cere în mod specific pentru că ce faceți? Îi forțați mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu, sau subconștientul, caută să vină la voi prin The path of least resistance sau calea cele mai mici uh, rezistențe sau opuneri. Da? Dacă mintea mea a făcut deja 40 de scenarii, Universul trebuie să găsească scenariul de la 41 în sus ca să poată să accedă, pentru că orice altă cale de a interveni în cele 40 de scenarii pe care eu le am acționează ca niște bariere. Mintea mea le va bloca. da? Dacă eu am credința nasoală despre Mașina X atunci universul îmi va trimite mașina, dar se va bloca în acest blocaj mental. Dar dacă spun vreau o mașină și eliberez conceptul, în jurul acestei porți bloca, care blochează, se vor ivi foarte multe găurele prin care universul îmi poate trimite nu mașina X, îmi va trimite un Matiz, îmi va trimite un, o Toyota, îmi va trimite un Nissan, îmi va trimite orice alt tip de mașină, mai puțin aia de care eu clar am niște blocaje și niște pitici pe creier. Deci nu ținem neapărat cont de specificitate și nici măcar în relații despre numele unei anumite persoane, pentru că la persoane, la manifestarea de relații este un caz aparte, intrați foarte mult în liberul arbitru al celuilalt. Așa că oricât de mult l-aș iubi pe Brad Pitt, nu pot să spun mi-l doresc să-l manifest pe Leonardo DiCaprio sau pe Brad Pitt în viața mea, pentru că trebuie ca și el să aibă dorințele lui materializate și probabil că nu-și dorește o pitică din București. Dar pot spune pot enunța dorința altfel, să spun îmi doresc un bărbat la fel de arătos și de încrezător cum apare Leonardo DiCaprio în filme, da? Este foarte realist, este deja um, aloc universului suficient spațiu de lucru poate să modeleze pe oricine din preajma mea ca să-l aducă la acea atitudine, pentru că de foarte multe ori vă uitați la actori și ceea ce sunt ei în rolurile pe care le joacă nu au absolut nicio legătură cu ce sunt ei în viața privată. Așa că îl puteți vedea pe unul foarte eroic, foarte masculin, foarte dur și în realitate să fie, nu știu, temător, să aibă tot felul de fobii, etc. Așa că în manifestarea relațiilor trebuie să țineți cont de liberul arbitru. Și de fiecare dată, în aceste cerințe, Uh, mai este un pas foarte important: este să vă manifestați această dorință sau să o cereți, fără uh, să omiteți a adăuga, să vină la voi prin drept divin și în moduri perfecte sau prin căi perfecte, da? Fie că vă alegeți cuvintele astea prin căile lui Dumnezeu sau prin căile cele mai armonioase, puteți să folosiți orice cuvânt rezonează cu voi dar prin drept divin și prin căi perfecte pentru că dacă bărbatul acela pe care eu doresc să-l manifest în viața mea nu este al meu prin drept divin și este al altei femei deja vor fi două persoane care se vor afla în suferință odată el pentru că i-am încălcat liberul arbitru în al doilea rând, acea femeie că rămâne fără partenerul vieții ei și probabil va fi singură și pierdută în această existență. Și în al treilea rând, indirect, voi fi și eu nefericită pentru că un individ pe care tu l-atragi cu forța în viața ta nu îți va putea oferi maximum din potențialul său. Va veni la tine într-o formă de om rănit, de om care are anumite traume, de om care nu este împlinit cu el însuși și atunci nu veți putea duce o relație armonioasă împreună. Și faptul că adăugat să vină prin căi perfecte înseamnă că el nu va trebui să sufere o pierdere majoră în viața sa, nu va trebui să fie vădan să-i moară soția sau copilul, doamne ferește, Uh, și nu-l veți atrage prin căi care sunt tragice, da? Asta înseamnă căi perfecte, îl voi atrage prin căi perfecte, adică va veni la mine într-un mod atât de armonios încât amândoi vom înflori, amândoi vom fi două persoane care și-au dorit să fie în această relație. La fel este și pentru obiectele pe care doriți să le materializați sau pentru jobul pe care doriți să-l să materializați, să vină prin căi perfecte. Dacă vă doriți bani, dar acei bani au fost mânjiți de sângele cuiva, clar nu veți fi fericiți. Dacă vă doriți o casă și a aparținut cuiva și acel om trebuie să moară sau să-i se întâmple o nenorocire ca voi să puteți să achiziționați casa în care el locuiește, iarăși este o tragedie și o nenorocire și nu știu cât de liniștiți veți puti, putea dormi voi în acea casă. Așa că trebuie să adăugați după fiecare cerință să vină prin drept divin, adică dreptul vostru divin, și vă asigur, dreptul vostru divin este abundență infinită, atâta timp cât nu încalcă drepturile nimănui și liberul arbitru al nimănui, și prin moduri perfecte sau prin căi perfecte, adică să vină în așa fel încât totul să fie o încântare și totul să fie lin și un proces de tranziție foarte armonios pentru fiecare participant la dorința voastră. Um, al doilea pas, după cum vă spuneam, în procesul de manifestare se află la diateza reflexivă, adică voi nu mai trebuie să faceți nimic, universul se ocupă de tot. Dumnezeu, sursa. Și aici o să vă dau un citat din Biblie și cu asta închei partea de proces de manifestare sau materializare. Este un citat pe care îl oferă chiar Isus în Biblie și spune așa. Dacă voi, care aveți atât de puțină credință, le dați copiilor voștri ce este mai bun, cu atât mai mult vă va da Dumnezeu vouă pentru că sunteți creația lui cea mai de preț. Mă rog, am mai adaptat -o, așa că nu dau citatul efectiv din carte. Dar cu atât mai mult vă va da Dumnezeu vouă, care este creatorul Universului, a tot puternicul. Și când spun creatorul Universului, nu înseamnă că a creat doar gândaci, râme, căprioare, blocuri, mașini și oameni. Da? A creat mările, munții, planetele, legile gravitației, legile de atracție și respingere între planete, stelele și cosmosul și eterul și aerul și apa și focul. Imaginați-vă că a creat tot ceea ce există în lumea materială la nivel de concept și la nivel material. Și această forță supremă cu atât vă va da vouă mai mult, cu cât voi, care aveți doar două mâini, doi ochi, două picioare, îi puneți cu atenție copilului vostru cea mai bună bucățică de carne în farfuriuță. Îi puneți cel mai sănătos măr dintre toate cele storcoșite pe care le aveți. Îi puneți în pachetelul lui biscuiții cei mai buni și în timp ce voi acasă, probabil că mâncați o felie de pâine prăjită. Oricare dintre voi care aveți copii știți foarte bine la ce mă refer. Este întotdeauna să-i puneți copilului ce este mai bun și mai sănătos, ce, ce părinte îi dă copilului o mâncare expirată, ce părinte îi dă copilului un aliment stricat sau uh, urât. Mai întâi îl decojește cu grijă, îi dă bucata cea mai sănătoasă. Cu atât mai mult Dumnezeu vă va da vouă. Și trebuie să aveți credință. Acesta este cel mai important aspect. Dar vă voi spune mai multe despre asta în consecințele procesului de materializare. Deci, am enunțat care sunt pașii premergători, care este procesul de materializare efectivă și ce trebuie să faceți după ce v-ați plasat dorințele și gândurile uh, pentru a manifesta un anumit lucru în viața voastră. Uh, Scovel spune că în momentul în care v-ați uh, plasat o anumită dorință, trebuie să dați dovadă de foarte, foarte multă credință. Și mintea asta umană, carnală, pe care ea o numește mintea maimuță, mintea maimuță, parcă da, este cea care va veni cu tot felul de contraatacuri. În momentul în care eu îmi doresc să fiu bogată, deși vin dintr-o mentalitate de oameni săraci, în momentul în care îmi doresc să fiu bogată, mintea va contraataca. Cum contraatacă mintea? Și aici am identificat eu la nivel personal o anumită traiectorie sau un anumit traseu al dorințelor al manifestării dorințelor și al contraatacului minții. Dacă dorințele pe care le lansăm pornesc din interiorul nostru, din suflet, din spirit, din inima noastră, ele pornesc din inimă, apoi le simțim la nivel de emoție, dar în momentul în care spui vreau să fiu bogată deja, te ia așa cum fior pe șira spinării și te simți bogată, te simți atrăgătoare, te simți cum îți dorești tu și te simți în corp, da? Se, se propagă totul la nivel de emoție, de feeling. Și toată emoția și feelingul se duc în sfera exterioară. Peste tot, oamenii te vor percepe ca pe un om bogat, chiar dacă tu nu ai bani. Vei avea așa o atitudine de om care este înstărit, care este strălucitor, care este satisfăcut cu ceea ce are, indiferent care sunt banii pe care îi ai tu în casă sau în buzunar. Deci, dorința se emană din interior spre exterior. Cum putem identifica care este contraatacul minții maimuță sau minții noastre care are tot felul de blocaje, de credințe autolimitative, de bariere? Este că traseul ei este din exterior spre interior. În momentul în care ați făcut o manifestare, da, doresc o mașină, vor trece prin preajma voastră rudele voastre, soțul, prieteni, nu știu, copilul vostru care vă spune e, mami, își dorește manifestare sau face, își dorește să materializeze o mașină, mm, o să faci tu bani de mașină la Sfântul Așteaptă. Veți auzi vorba asta. O vă mai spune cineva pe stradă, ă, domnule, mi-am pierdut toți banii, am aruncat banii ăștia pe mașină, mai bine nu mi-o cumpăram, vorbind despre propria mașină. Și voi auziți lucrurile astea din exteriorul vostru. Dacă nu rămâneți în credință, mintea maimuță a câștigat bătălia și se apropie de corpul vostru, da? Mintea maimuță, pentru că voi puteți să o blocați, cum o blocați? Este regula cea mai simplă pe care am spus-o de fiecare dată, este să vă negați cele cinci simțuri. Negațiile în toate aspectele care țin de lucruri negative, da? Nu vreau să negați lumina soarelui și felul în care înmuguresc copacii. Așa că le țineți la distanță în momentul în care Lasă-l pe ăla să spune ce spune, eu știu că sunt bogată. Vă păstrați credința. Vă mai loviți de vecinul ăla care zice, mi-am cheltuit toți banii pe mașină, de bani ăștia, în loc să repar atâta la mașina asta, mai bine îmi luam șapte mașini sau îmi luam o casă, da? Ignorați-l și pe asta. Spuneți, asta este problema lui, nu mi aparține. În credința mea, eu am această mașină pe care mi-o doresc. Indiferent ce vi se spune din exterior, trebuie să știți să parați precum un uh, ninja profesionist sau un... Uh, jucător de jiu-jitsu, da? Parați orice vine spre voi. La un moment dat, să spunem că n-ați reușit să le parați, mintea maimuță se apropie, traseul ei fiind din exterior spre interior, și se apropie de corpul vostru. Veți simți în corpul vostru că vă cocoșați, că vă demoralizați, ziceți, bă, la mia și ideile ei sau ce știe Scovel și din 1800 despre cum se materializează, ce știu ăștia despre viața pe care eu o duc și începeți încet încet să vă coborăți atitudinea, corpul, tonusul muscular. Nu numai că faceți asta, dar mintea mai muță deja a biruit ultima cetate care este corpul vostru. Corpul vostru este templul spiritului vostru, da? Dacă a biruit și templul, toate cuvintele sunt îndreptate spre voi. Sunt un nimeni, nu merit, nu pot, ce vorbește aia despre materializare? Nu o să reușesc niciodată. Și toate lucrurile pe care le adăugați după eu sunt, așa se spune, că Dumnezeu a spus eu sunt cel ce sunt, da, orice adăugați după eu sunt, aceea deveniți. Și vă cocoșați singur copilul interior pe care îl închideți tot mai adânc în, într-o cutie întunecată și spuneți dorințele tale nu contează. Este o parte foarte tristă, dar foarte multă lume o face și nu reușesc să-și stabilize, să stabilizeze credința nici măcar pentru două minute de când au vorbit despre ceva pozitiv în viața lor, lucru pe care l-am remarcat la niște oameni din jurul meu. Trebuie să rămâneți în credință. Credința nu înseamnă să mergeți la biserică și să faceți șapte mii de pioșenii în fața preotului, să vă închinați de nu știu câte ori, să fierbeți o roșii, să faceți cozonaci. Credința este să credeți în ceva despre voi și vă, și să luptați împotriva întregii lumi pentru ceea ce credeți. Sau nu să luptați împotriva, ci să vă păstrați credința, că lupta împotriva ceva este o necredință personală, da? Dacă trebuie să mă lupt pentru o idee, înseamnă că eu însă nu cred în ea. Dar în momentul în care eu reușesc să rămân în această credință în sinea mea, indiferent ce mi se zice din exterior, atunci sunt un om autentic, sunt un om puternic și sunt un om integru care cântă după muzica lui Dumnezeu. Deci aceasta este credința. Credința aceasta trebuie să fie susținută pe tot parcursul procesului de materializare până în ziua în care, bum, în viața voastră a venit acel proces de materializare. Credința se mai poate manifesta foarte simplu, de fiecare dată când vin gânduri combative din exterior, să spuneți în sinea voastră un fel de mulțumire, un fel de mesaj de recunoștință către Dumnezeu. Mulțumesc, Doamne, că sunt bogată, Să mulțumesc, Doamne, că am, am tot ce-mi trebuie, mulțumesc, Doamne, că sunt sănătoasă, mulțumesc că am mașina visurilor mele, mulțumesc că am primit casa visurilor mele. Și vorbiți despre acel lucru ca și când este deja aici, pentru că sfatul lui Isus este cere și ți se va da. Dar mesajul și mai complet este explicat mai pe larg în pasaje care au fost excluse din Biblie. Cere și înconjoară te cu răspunsul la cererea ta, ca și când ai obținut deja și ți se va da. Deci aici o să corelez cu acel citat din Jocul vieții și cum să-l joci. În momentul în care mergi prin deșert și nu ai nici uh, niciun semn de apă, de ploaie, de vânt, cum au fost cei trei regi care străbăteau deșertul neavând apă pentru animalele și pentru oamenii lor și profetul Ilie le-a spus, chiar dacă nu vei vedea vânt, chiar dacă nu vei vedea niciun semn de ploaie și de umiditate, voi continuați să vă săpați șansurile, adică lucrați în continuare la visul vostru ca și când este deja aici. Dacă eu vreau, să, spre exemplu, o mașină, poate că ce m-ar face pe mine să simt că am acea mașină? Nu știu, un uh, portchei, da? Mă duc la un magazin, uh, la un dealer auto și îmi cumpăr un portchei de Mercedes. Orice sentiment care mie îmi dă senzația că acel bun este deja al meu. Dar atenție, nu-l transformați în obiect totemic, nu-l transformați în icoană sau chip cioplit la care să vă închinați. Vă închinați la Sfântul Portchei. Credința trebuie să rămână în Dumnezeu pentru că doar de la El vin toate bunurile. Așa că acel lucru va fi doar, o, trebuie să acționeze ca un fel de reminder sau un obiect care vă amintește că v-ați plasat cândva o dorință și că Dumnezeu lucrează la asta. Și mulțumiți, în momentul în care luați portchei, să mulțumesc pentru mașina pe care am primit-o, mulțumesc pentru uh, casa pe care am primit-o, orice v-ați dorit în viața voastră. Așa că această credință trebuie să, să, să însoțească tot procesul de materializare. Uh, Scovel și totodată avertizează că există aceste consecințe după ce materializați. Unul dintre ele l a enunțat deja, mintea mai multă încearcă să contraatace. Cu cât manifestarea pe care vreți să o faceți este de mai mare amvergură, adică dacă de la nivelul vostru de salariat uh, uh, doriți să aveți, nu știu, milioane de euro sau câștiguri fabuloase neașteptate, atunci înseamnă că este vorba de o dorință foarte mare și mintea maimuță cu atât va pune blocaje mai puternice. Scovel și ne avertizează prin cuvintele ei că veți avea o rezistență mult mai mare. Rezistența asta mult mai mare se poate manifesta prin felul în care contraatacă mintea maimuță, fie mulți oameni vă vor spune că uh, nu se poate, fie veți simți în corpul vostru că nu se poate și așa mai departe, dar există și uh, obstacolul că lucrurile vor tinde să meargă spre rău. Pentru că înainte de o materializare puternică, va părea că veți trece printr-o depresie. Spre exemplu, uh, exemplu din viața mea personală, înainte să-mi achiziționez o mașină nouă, a trebuit să pierd mașina veche, printr-un accident, un eveniment dramatic. Visul meu era să am mașina pe care o am din, în ziua de astăzi, nu neapărat ca specificitate de model, și mi-am dorit întotdeauna să-mi achiziționez o mașină de la un dealer auto care să nu fie luată de mâna a doua, care să fie nouă din fabrică, comandată pe bucăți, pe, pe fiecare detaliu ales de mine. A trebuit să trec printr-un accident, spre exemplu, pe care nu mi l-aș fi dorit pentru că n-am știut să manifest dorința neapărat prin căi perfecte. Mașina cealaltă este distrusă, da? Și atunci s-a materializat în viața mea mașina nouă, dar a trebuit să trec printr-un moment de depresie. Lucrurile au mers spre rău. Mai întâi a trebuit să-mi dispară mașina, să trec printr-o perioadă de vreo șase luni în care n-am avut autoturism. Și deși în deznădejdea tinde să te copleșească, eu am rămas în optimism. Am spus, domnule, sunt fericită că trăiesc. Tocmai uh, tragedia evenimentului prin care am trecut mi-a întărit credința. Sunt recunoscătoare în fiecare zi că respir, că trăiesc. Uh, pentru mine nu contează nimic mai mult în acest moment decât să fiu în viață, pentru că dacă sunt în viață pot să realizez orice lucru bun pe care Dumnezeu îl vrea de la mine. Asta era ăsta era mindsetul meu în fiecare zi din viața mea. Prin urmare, am materializat o mașină nou-nouță cumpărată de mine de la dealer auto, m-am dus și m-am prezentat la reprezentanțe și am stat ca o doamnă pe scaun, fără să mă mai întâlnesc cu oameni în toiul nopții să vizualizez o mașină la mâna a doua, să-mi fie frică că sunt samsari sau să-mi fie frică că mașina poate avea defecte ascunse. Pur și simplu am comandat o mașină care a venit în cel mai mic detaliu, așa cum mi-am dorit-o eu. De aceea, nu vă temeți și nu vă pierdeți curajul dacă lucrurile tind să o ia la vale. Uneori, ca noi să ne înlocuim garderoba cu ținute noi și frumoase și în trend, mai întâi trebuie ca dulapul nostru să se golească, da? ca lucrurile vechi și putre de care nu ne mai servesc să dispară. Dacă dorim să avem o relație armonioasă în viața noastră cu un anumit partener, Poate că înainte de asta va trebui să trecem printr-un proces de singurătate, de angoasă, nici prietenii nu ne răspund la telefon. Pentru că eu atunci cu mine însă în casa mea, poate că îmi fac un proces de healing, de vindecare, prin care mi-acopăr toate rănile pe care le-am suferit cu partenerii mei anteriori. Conștientizez cine sunt, care sunt calitățile mele femeiești, cu ce pot atrage eu un bărbat ceea ce pot oferi eu într-o poveste de iubire. Și acest proces mă ajută în a avut o cunoaștere și atunci când voi întâlni un partener, vom fi mult mai în armonie decât dacă eu n-aș fi știut cine eram și eram tot o persoană rănită. Dacă doresc să manifest jobul perfect, poate că voi trece printr-o perioadă în care lucrurile la muncă vor fi mai rele decât se puteau sau voi aplica la alte joburi și nu mă va chema nimeni. Rămâneți și în acea situație în credință, să spuneți jobul perfect vine la mine prin drept divin, prin căi perfecte, pentru că acel proces poate că ridică la suprafață niște blocaje, niște uh, urățenii din subconștientul vostru care clar nu vă aparțineau, care erau plasate acolo de alții. Și vă ajută să le conștientizați, să spuneți, domnule, ia uite, ce pot învăța eu din starea asta nasoală? Și cu cât învățați, cu atât Universul vă hrănește mai bine și vă, vă aduce materializarea tot mai aproape. Așa că tot procesul materializării, de fapt, este un proces de autocunoaștere, prin care vă treziți la cine sunteți voi, la sinele vostru autentic, la copilul vostru interior. Nu este nicio mare filozofie, dar este foarte important să înțelegeți tot acest proces nu prin perspectivă logică, cognitivă, deși la început așa se va așeza în mintea voastră ci să o așezați pe sufletul vostru, să intre și să o simțiți, să simțiți fiecare cuvințel pe care îl spuneți. Când spuneți, mă eliberez de blocaje, să simțiți cum s-a despăvărat cocoașa, cum vi se înmoaie umerii, cum vi se eliberează ceafa, cum puteți să vă mișcați capul în voie, cum, cum vă relaxați complet. În starea aceea să spuneți, dorința mea cea mai mare este să fiu... Nelimitată, neînfricată, puternică, încrezătoare, curajoasă. Aceste sentimente pot cuprinde mult mai multe lucruri decât vă puteți imagina în sfera materială. Dacă eu am toate acestea la nivel emoțional în mine, atunci înseamnă că am toată bunăstarea uh, bună materială de care am nevoie ca să susțin această stare. Pentru că nu pot fi spre exemplu, un extaz dacă sunt bolnavă, nu pot fi în extaz dacă sunt săracă, nu pot fi în extaz dacă am o relație nefericită. Așa că a lucra la un sentiment este mult mai important. Și acel sentiment trebuie să-l simțiți în ființa voastră. Și nu spun că sunt o sfântă și că eu în procesele mele de materializare nu mai simt că mi se clatină credința. Dar când simțiți că se clatină, aduceți minte ce vă doriți și nu pregetați să vă Apropiația iarăși de cuvântul lui Dumnezeu sau cuvântul lui Isus, cere și ți se va da că Dumnezeu cu atât mai multe zdăție dacă tu care ai atât de puțină credință îi dai ce este mai bun prietenului tău, soțului tău, copilului tău. Dacă vă amintiți lucrurile astea și rezonează cu voi în sufletul vostru, veți reuși să vă întoarceți mereu la credință. Nu vă lăsați furați de mintea maimuță și ca să identificați ce vă fură din mintea maimuță, este să-i observați traseul. Vine din exterior către mine, atunci este ofensiva minții, și dacă este dor pardon dorință sau credință, atunci ea pornește, izvorăște din mine spre exterior. Puteți observa foarte ușor care sunt legile care vă contraatacă și care sunt legile care susțin atracția. Da? Acestea fiind spuse, acesta este rezumatul meu despre legea atracției. Nu știu dacă voi încerca să editez acest material ca să pun și titluri scrise. Dacă nu, îl voi aplauda ca atare pe data viitoare când o să postez noi cunoștințe pe care le-am le deslușit din Biblie pe înțelesul fiecăruia dintre voi. Ca mesaj de încheiere, aș vrea să vă reamintesc că eu am lansat o provocare pe secțiunea Community prin care vă rog și am văzut că foarte multă lume dă like-uri, dar nu răspunde. Să-mi adresați orice întrebare vreți voi, pentru că pregătesc o sesiune de Q&A, question and answer, se spune în engleză, sau întrebări și răspunsuri, prin care puteți să mă întrebați orice, bineînțeles în limita bunului simț, atât despre mine, despre uh, traseul meu spiritual, despre astrologie, că am văzut că mulți m-au întrebat deja despre asta. Și vă promit că voi pregăti un material în care voi răspunde, voi încerca să răspund la toate întrebările. Da? Până data viitoare, vă pup, rămâneți în lumină și țineți cont de întuneric.